Muncitorii au venit, au lucrat și au plecat. Noroiul însă a rămas tot acolo. Deși aveau obligația de a aduce drumul pe care s-au demarat lucrări la starea inițială, reprezentanții APASER nu au ținut cont nicio secundă de aceste norme importante. Mai mult, oamenii susțin că le sunt stropite geamurile de noroi, ori de câte ori trece câte o mașină pe stradă. Și umple geamurile de noroi, că dacă ei merg cu viteză ca să... Să urci în sus, nu? Și când împlioșc acolo, eu ce fac? Trebuie să stau o babă bătrână cu cârpa în mână, hai să ștergem geamurile când le murdărește. Dacă sunt nevoiți să plece la oraș, fie își iau papucii de schimb în plasă, fie toate cele necesare pentru a-și curăța încălțăminte atunci când ajung la asfalt, deoarece riscă să fie dați jos din mijloacele de transport în comun. Mergem cu o păreche de papuși până la asfalt, acolo trecem de linii și de acolo ne luăm alți papuși ca să ne primească în autobuz. Că nu te primește. Ciao. Spuneți-ne când ați fost dată jos din maxi-taxi. Săptămâna trecută. Pe ce motiv? Pe motivul că sunt murdară pe papuci, pe cizme, pe încălțame. Și v-a spus pur și simplu să coborăți? Da, a zis că nu se poate așa ceva. De cât timp vă confruntați cu strada asta așa? De asta toamnă. E foarte greu și plus de aia și dimineața când cobor să mergi la școală, numai noroi. Foarte urât. Chiar niciunde n-am văzut cum e așa la noi. Dacă ducem copiii la școală, trebuie să le legăm pungi de plastic pe picioare, să-i ducem curați la școală. Dacă noi coborâm jos, iară foarte rău, pentru că sunt zile când și din mijloacele de transport ne coboară șoferii jos, că nu ne primește cu încălțămintea murdară. Copiii la școală cad, vin plin de noroi, ați văzut poate și dumneavoastră. E foarte greu. Trăim în condiții foarte grele, ceea ce nu ne vine să credem că suntem în Uniunea Europeană și trăim în anii 2014 în condițiile în care suntem. Grav este faptul că nici apa de la robinet nu mai poate fi consumată. Cu lacrimi în ochi, oamenii cer ca problema lor să fie remediată. Eu cum să-i dau apa aia asupra? Că nu știu ce să mă mai fac, să nebunesc. Și de la canalizare sau de la... Și normal, că eu până acum avem apa curată, să veniți să o vedeți cu mâini, nici să speli nu pot. Eu nu știu ce să mă mai fac, să te cumpăr de unde bani. Femeia susține că are grijă de soțul său, care este paralizat, iar în aceste condiții nu-l poate îngriji. Și când îi fac o baie, că e bolnav, îi fac o dată pe săptămână, toate pe alea rămâne roșă. Na, să tragă bani știu. Că e paralizat de 3 ani și de la prevedere a oprit impozit pe pensie. Reprezentanții administrației locale susțin că au trimis adrese scrise către reprezentanții APASER în vederea remedierii acestei situații. Am trimis adresă scrisă pentru străzile din Remete, unde ați fost dumneavoastră astăzi. De ieri am trimis adresă pentru că noi am fost sesizați de cetățeni. Am mai trimis și piatră pe unde, când am avut noi piatră, dar acum nu lucrează cariera de la Bănița. Și rog și pe această cale, pe domnul director general Avram să înțeleagă că trebuia din toamnă să refacă traseele pe unde s-a introdus canalizarea și s-au făcut rețelele de apă, pentru că așa trebuia constructorul să lase străzile cum le-a preluat la început. Cu o situație similară s-au confruntat și locuitorii din cartierul Dărănești al municipiului Petroșani, unde după ce firmele contractate de APASER au derulat lucrări de introducere a canalizării, noroaiele au triumfat învingătoare ca după lupta cu turcii.